Avioane de luptă chineze au zburat marți aproape de așa numita linie mediană, care separă strâmtoarea Taiwan. Pe lângă avioanele de luptă, Beijingul a trimis mai multe nave militare în apropiere de linia de demarcație neoficială dintre China și Taiwan o acțiune neobișnuită și considerată extrem de provocatoare în ziua în care este așteptată o vizită în regiune a președintei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii Nancy Pelosi. Salutare și bine ai venit la un nou material! Tensiune în strâmtoarea Taiwan, în așteptarea lui Pelosi. China a ridicat avioane de luptă, Statele Unite ale Americii au trimis patru nave de război. Ce considerați că se va întâmpla cu Taiwanul? Va avea aceeași soartă cu ce s-a întâmplat în Ucraina? Chiar sunt curios de răspunsul vostru. Considerați că Statele Unite ale Americii vor încerca să apere, dacă nu e cumva prea mult spus, apere independența Taiwanului de China? Chiar sunt curios de răspunsul vostru. Și de asemenea, cum considerați că o să procedeze China? Nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu astfel de materiale, iar acum haide să vedem ce s-a întâmplat mai exact. Statele Unite vor fi cu siguranță responsabile pentru consecințe și vor trebui să plătească prețul pentru atacul lor asupra suveranității și securității Chinei, a declarat portoarea de cuvânt a diplomației chineze. De asemenea, un avion american cu care prejinta camerei reprezentanților Nancy Pelosi a venit în Malaezia, a plecat din capitala Kuala Lumpur. Potrivit datelor de trafic aerian, avionul nu are raportată nicio destinație. Reuters nu a putut stabili imediat dacă Pelosi sau delegației ei se aflau un avion. Oficial administrației Biden a avertizat China să nu ia măsuri de escaladare pe fondul eventualei vizite a președintelui Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi în Taiwan subliniind că aceasta nu ar marca o schimbare în politica externă americană. Nu există niciun motiv ca Beijingul să transforme o potențială vizită în concordanță cu politica Statelor Unite ale Americii de lungă durată, într-un fel de criză sau conflict sau să o folosească ca pretext pentru a crește activitatea militară agresivă în sau în jurul strâmtării Taiwan, a spus portătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate John Kirby. Peresi ar urma să viziteze Taiwanul în cadrul turneului ei în Asia, potrivit unui înalt oficial guvernamental taiwanez și al unui oficial american. Aceasta în ciuda avertismentelor din partea oficialilor administrației Biden care sunt îngrijorați de reacția Chinei la o vizită atât de importantă. Nancy Pelosi a început de luni un turneu în patru țări asiatice, anunțat biroul său de presă fără a menționa Taiwanul, pe fondul speculațiilor intense că ar putea vizita insula autoguvernată revendicată de China. Avionele militare chineze au inițiat în mod repetat mai multe manevre tactice care au constat în atingerea liniei mediane, după care s-au reîntors în zona controlată de Beijing din strâmtoarea Taiwan acest timp, avionele militare taiwaneze au rămas în alertă. Ministrul apărării din Taiwan a anunțat cu acest prelej întărirea nivelului de alertă de luptă de marți până joi 4 august la prânz conform agenției taiwaneze Central News Agency. Ministrul taiwanez al apărării a spus că va desfășura forțele militare ca reacție la amenințările inamicului și că armata taiwaneză dispune determinarea, abilitatea și încrederea pentru a putea asigura securitatea țării. Ministerul de Externe al Chinei a avertizat împotriva impactului politic flagrant al unei vizite a lui Pelosi pe insula autonomă despre care China susține că este partea teritoriului său. Oficialii chinezi au reiterat că țara nu va sta cu mâinile în sân dacă Beijingul simte că suveranitatea și integritatea sa teritorială sunt amenințate. Taiwan, de asemenea, are pregătit 8 avioane de luptă Mirage 2000 pentru a escorta aeronava cu care ar urma să ajungă la Taipei părăjinta Camerei Reprezentantilor a SUA Nancy Pelosi. Patru nave de război americane, inclusiv un portavion, au fost poziționate în apele de la est de Taiwan în desfășurări de rutină. În înaintea unei vizite așteptate a președintei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii Nancy Pelosi, la Taipei. Confirmarea desfășurărilor vine pe măsură ce apar semne de activitate militară de ambele maluri ale strâmtorii Taiwan, înaintea vizitei Pelosi. Un oficial al marinei americane a recrat pentru Reuters că, deși sunt capabile să răspundă la orice provocare, desfășurarea de nave este normală, de rutină. Printre navele de război americane se află și portavionul United States Ronald Reagan. Pe lângă avionele chineze care zboară marți dimineață în apropiere de linia care desparte cale navigabilă, mai multe nave de război chineze au rămas aproape de linia de despărțire neoficială încă de luni, a declarat pentru Reuters o sursă informată pe această temă. Taiwanul își pregătește adăposturi anteriene, deoarece tensiunile în creștere cu China și invazia rusă în Ucraina amplifică temerile cu privire la pericolul unui atac al Chinei asupra insulei. China a intensificat activitatea militară în aer și în mările din jur, iar Taiwan a anunțat că se va apăra acest context a făcut din consolidarea apărării sale o prioritate, organizând exerciții militare și civile regulate. În planul de pregătire este inclusă și desemnarea adăposturilor în care oamenii să se ascundă în cazul unui atac cu rachete al Chinei nu este vorba despre buncăre speciale construite, ci despre spații în subteran, cum ar fi parcările de la subsol, metroul și centrele comerciale subterane. Capitala Taipei are peste 4600 de astfel de adăposturi care pot găzdui aproximativ 12 milioane de oameni, de peste 4 ori populația sa. Harmony U, în vârstă de 18 ani, a fost surprinsă să afle că o sală unde ea și prietenii ei dansau va fi transformată într-un adăpost antierian în caz de război, dar a declarat că înțelege motivul. Avea un adăpost este foarte necesar. Nu știm când ar putea veni un război și trebuie să fim în siguranță. Războiul este brutal, nu l-am experimentat niciodată, așa că nu suntem pregătiți, a spus U. Oficialii din Taipei și-au actualizat baza de date cu adăposturile desemnate, lansând în acest sens o aplicație pentru smartphone, precum și o campanie pe rețele sociale și afișe pentru a se asigura că oamenii știu cum să-l găsească pe cel mai apropiat. Un alt oficial responsabil cu adăposturi a declarat că evenimentele din Europa au accelerat aceste nevoi. Uită-te la război din Ucraina. Nu există nicio garanție că publicul nevinovat nu va fi lovit. Toți cetățenii ar trebui să fie conștienți de criză. Avem nevoie de adăposturi în cazul unui atac al comuniștilor chinezi, a declarat directorul biroului de administrare a clădirilor. Luna trecută, Taiwan a organizat un exercițiu aerian în întreaga insulă pentru prima dată de când pandemia a întrerupt exercițiile regulate. Printre instrucțiunile primite de la cetățeni în cazul în care sosesc rachete, a fost să coboare în parcără de la subsol cu unile acoperindu-și ochii și urechile în timp ce își țin gura deschisă, pentru a minimiza impactul undelor de explozie. Autoritățile sunt obligate prin lege să mențină adăposturile curate și deschise, iar acum sunt discuții ca adăposturile să fie dotate cu produse de strict necesitate. UNOH, de la Partidul Democrat Progresist, a adică declarat că oamenii trebuie să pregătească truse de supraviețuire pe care să le ia cu ei atunci când caută adăpost. Important este ceea ce aduci cu tine pentru ca oamenii să rămână acolo pentru o perioadă lungă de timp. Oamenii din Taiwan par resemnat să trăiască cu amenințarea unei invazii a Chinei. Nu sunt stresată, îmi duc viața ca de obicei. Când se întâmplă, se întâmplă, a spus Teresa Chang în vârstă de 17 ani. Cam atât a fost și în acest material, dragor. voi ce credeți? Se apropie ușor o invazia Taiwanului de către China și ce considerați că o să facă Statele Unite în acest caz? Chiar sunt curios de răspunsul vostru. De asemenea, nu uitați să vă abonați și noi o să ne auzim cu alte. Materiale. Mult succes în tot ceea ce faceți!